Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în această seară suntem din nou înaintea Domnului și în timpul care ne-a mai rămas, vom continua să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Trecând în partea a doua a lecției biblice, darul prorociei. Am citit din cuvântul lui Domnului capitolul 14, acolo unde apostolul Pavel își face timp, își ia loc, pentru ca să trateze această problemă suficient de clar, pentru ca în Biserica lui Dumnezeu această practică să aibă principii bine așezate, pentru ca oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile să înțeleagă manifestarea acestui dar în Biserica lui Dumnezeu. Seara trecută de duminică, în prima parte a acestei lecțiuni, am vorbit în introducere și apoi am spus ce nu este darul prorociei. În această seară, prin harul lui Dumnezeu, vom reveni la lecția noastră și vom începe cu primul punct, spunând ce este prorocia. Când vorbim despre prorocie sau profeție însemnând același lucru, vorbim despre două lucruri distincte și poate cel mai important lucru din tot ce voi spune în această seară este ceea ce spun în legătură cu aceste două lucruri distincte. Atunci când vom înțelege diferența și relația între aceste două manifestări profetice, vom avea capacitatea, dar și instrumentul necesar să înțelegem, să acceptăm, să folosim fără rezerve darurile Duhului Sfânt în măsura în care Domnul ne va învrednici. Darurile Duhului Sfânt din 1 Corinteni capitolul 12, versetele de la 7 la 10, sunt reprezentate în limba greacă de cuvântul charismata. Acesta este un lucru foarte important. Slujbele din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, sunt reprezentate de cuvântul tudoron. Încă o dată, frați și surori, darurile cele nouă, care sunt în 1 Corinteni, capitolul 12, sunt reprezentate de cuvântul charismata, de aici de unde vine și denominația, numele denominației carismaticii. Slujbele din Efeseni, cele 5, sunt reprezentate de cuvântul tudoron. Atunci când vorbim despre prorocie, noi vorbim despre aceste două lucruri, darul prorociei și slujba de proroc. Aceste două lucruri, pe lângă faptul că au foarte multe lucruri în comun, sunt și extrem de diferite. În momentul în care nu vom cunoaște asemănarea și diferența între carismata și tudoron, între 1 Corinteni 12 și Efeseni 4, vom avea mari probleme de interpretare a Scripturilor, dar vom avea și mari probleme practice în Biserica lui Dumnezeu. De aceea vă propun în această seară, cu o inimă curată, motivată de dorința de a înțelege Evanghelia, pe care Dumnezeu o va binecuvânta, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cercetăm cuvântul Domnului. Slujba de proroc. Tudoron este specifică în mod deosebit în Vechiul Testament, iar darul prorociei, carismata, este specific în mod special în Noul Testament. Slujba de proroc nu au avut-o decât bărbați cu o chemare specială și a însemnat manifestarea, repet, permanentă, a mai multor daruri în aceeași persoană, care vede, aude și cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în amănunt. Primul proroc, dacă privim în Scriptură, se pare că a fost Avraam, Genesa 22:2. Poate cel mai mare proroc a fost Moise, Numeri 12:6-8 și mai ales Deuteronom 34:10, unde cuvântul Domnului afirmă că n-a fost proroc mai mare decât Moise.
Primul proroc despre care vorbește Noul Testament a fost Isaia, Matei 12:17. Petru, referindu-se la proroci, îl așează în frunte pe Samuel, Fapte 3:24. Începând cu Samuel, s-a stabilit o categorie specială de proroci, înființându-se școala prorocilor, 1 Samuel 19:12-20. Vechiul Testament este împărțit în trei părți: legea lui Moise, prorocii și psalmii. Prorocii Vechiului Testament se împart în două categorii: cei care au prorocit, dar n-au scris nimic, de pildă Ilie, Elisei, și cei care, prorocind, au și scris. Cei care au scris și ei la rândul lor se împart în două categorii: prorocii mari, spre exemplu Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, și prorocii mici, care sunt 12 la număr: Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. Prorocii Vechiului Testament au folosit trei metode de a transmite mesajul profetic. 1. Au vorbit. Asta și înseamnă proroc, cel ce vorbește în numele Domnului, cel ce vorbește pentru altul. 2. Au scris. 3. Au folosit simboluri. Adică, aduceți-vă aminte de Ieremia, care a luat un jug și a fost ca o scenetă, ca o dramă, ca ceva care le-a arătat. Slujba de proroc este specifică Vechiului Testament și a fost un instrument de inspirație și scriere al Vechiului Testament și manifestă în mod permanent și supranatural mai multe daruri. Slujba de proroc include mai multe daruri, manifestarea mai multor daruri, cel puțin de înțelepciune și cunoștință, dar, așa cum vom vedea mai târziu, înseamnă și darul minunilor, vindecărilor, credința, deosebirea duhurilor. Aici, cuvântul proroc are un sens larg, generic, general, dar de fapt sub această denumire largă funcționează în cooperare supranaturală mai multe daruri. Slujba de proroc aduce prevestire, descoperire, se implică în conducerea bisericii, dă orientare în slujire. Priviți, vă rog, Matei 24:24. 2. Darul de prorocie, și acum vă rog să fiți atenți, frați și surori, este spontan, nu mai e permanent ca și slujba. Este sporadic, îl poate avea orice credincios născut din nou și plin de Duhul Sfânt și nu înseamnă decât manifestarea unui singur dar. Darul prorociei, rostit întotdeauna în limba maternă. El nu vede, nu aude și nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu ca și slujba de proroc, ci doar vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere, atât cât îl inspiră Duhul Sfânt, sporadic, din când în când, când îi dă Duhul. Slujba de proroc e permanentă, include multe daruri și asta înseamnă că omul ăla vede, aude și cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, după cum vom vedea mai târziu. Darul prorociei este doar o manifestare spontană, s-ar putea o dată în viață, de două ori în viață, de multe ori în viață sau pentru unii niciodată în viață. Măcar că slujba e pentru un număr restrâns, darul e pentru toți credincioșii. Numărul 4, frați și surori, sau 2 în această seară. Care este scopul darului prorociei? Sunt predicatori care susțin că revelația biblică s-a încheiat și scopul prorociei nu-și mai are rostul, pentru că scopul prorociei a fost să reveleze Biblia, cărțile biblice. Și acum, Biblia fiind încheiată, nu se mai adaugă nimic la ea, sigur că prorocia nu mai are niciun rost. Veți auzi mulți predicatori care spun: fraților, prorocia are rost atâta timp cât Dumnezeu manifestă revelația. Dacă revelația s-a încheiat, ce rost mai are prorocia? Și acum, cei care credeți așa și cei care credeți altfel, vă rog, aveți bunăvoință și ascultați cuvântul Domnului cu atenție. Acești oameni care spun că darul prorociei s-a încheiat pentru că s-a încheiat scripturile, manifestarea revelației, nu înțeleg că atunci când folosești cuvântul, între ghilimele, prorocie, vorbești despre două lucruri care sunt diferite ca și manifestare, intensitate, timp și scop.
și revenim. Slujba de proroc și darul prorociei. Slujba de proroc implică manifestarea multor daruri supranaturale cu o intensitate divină și cu scopul de a, 1, revela, descoperi, corecta, călăuzi, conduce, orienta, face minuni și manifestări supranaturale. Slujba de proroc se implică în conducere. Darul prorociei nu se implică în conducerea bisericii. Slujba de proroc face și alte minuni. Lucrează și darul despre înțelepciune și despre cunoștință, dar darul prorociei e un singur dar. Slujba de proroc poate să corecteze biserica. Darul prorociei nu poate să corecteze biserica. Scopul lui nu-i corectarea, nu-i conducerea. Și acum atenție, frați și surori, ascultați-mă cu multă băgare de seamă, pentru că nu odată se întâmplă ca oameni care ascultă superficial, după aceea îi acuză pe predicator că au spus ceea ce n-au spus. Ascultați-mă bine. Darul prorociei nu prevestește, nu descoperă nimic. Încă o dată, darul prorociei nu descoperă nimic, nu prevestește. Scopul lui nu este să descoperă și să prevestească. Vom vedea mai târziu care e scopul lui. Însă slujba de proroc prevestește, aduce descoperire, se implică în conducere, corectează, manifestă revelația. În limba ebraică există o expresie, dubhar, care înseamnă cuvântul Domnului, care înseamnă două lucruri. În primul rând înseamnă cuvânt și în al doilea rând înseamnă acțiunea acelui cuvânt. Asta înseamnă că atunci când spui un cuvânt lui Dumnezeu prin manifestarea unui dar, imediat se și întâmplă și nimeni nu se poate opune. Câteva exemple. Isaac rostește binecuvântarea asupra lui Iacov și nici Isaac și nici Esau nu mai poate să schimbe binecuvântarea. Cuvântul s-a spus, a fost rostit și binecuvântarea a însemnat mai mult decât o urare de bine pentru Isaac. Aici nu este vorba doar de simplă urare de bine, ci este dubhar. Genesa 27, 33 la 35. Exemplu numărul 2. Balaam rostește binecuvântarea asupra lui Israel și nici el de dragul banilor, nici Balaac nu mai poate schimba binecuvântarea. De ce? Pentru că acolo a fost rostit dubhar. Numeri 22 la 24. Al treilea exemplu. Elisei blesteamă un grup de copii care îl batjocoreau și 42 de copii din grupul acela sunt sfâșiați de un urs. De ce? Pentru că acolo a fost rostit dubhar. Cuvintele lui Ilie aduc ploaie și mai apoi foc, pentru că acolo a fost rostit dubhar. Plăgile lui Moise în Egipt a fost împlinirea lui dubhar. Mica vorbește împotriva lui Ahab și nimeni nu poate schimba situația, pentru că a fost acolo dubhar. Aceasta a fost autoritatea slujbei de proroc. Un bărbat special, puțin la număr în istoria lui Dumnezeu, chemați în mod special, cu manifestare de daruri extraordinare, ieșiți din comun, oameni care vedeau, auzeau și cunoșteau inima lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară, oameni care știau ce se întâmplă în altă parte, oameni care manifestau multe daruri în același timp, oameni care întotdeauna aveau cunoștința lui Dumnezeu în ei. Dar acești oameni numiți slujbă de proroc, în primul rând au fost specifici Vechiului Testament, în primul rând prin ei s-a manifestat revelația lui Dumnezeu, dar nu numai. Ei au făcut mari minuni, prin ei Dumnezeu a lucrat cu semne extraordinare, ei au fost niște instrumente speciale în mâna lui Dumnezeu. 2. Darul de prorocie. Darul de prorocie, frați și surori, implică doar manifestarea unui singur dar, darul prorociei. Scopul nu mai este nici pe departe ca și scopul slujbei. Pentru că nu are cum să fie la fel, pentru că nu mai ai aceeași putere, nu mai ai acolo darul de descoperire, nu mai ai darul înțelepciunii, al cunoștinței, al minunilor, al vindecărilor. Slujba de proroc înseamnă multe daruri la un loc. Credință, vindecare, minune, cunoștință, înțelepciune, deosebirea duhurilor. Când toate acestea se manifestă, imaginați-vă ce fel de manifestare e acolo.
dar când există un singur dar. Vom reveni imediat la cuvântul Domnului. Scopul darului prorociei este întreit. 1. Zidirea. 2. Sfătuirea. 3. Mângâierea. Nu veți găsi niciunde în Biblie că scopul darului e descoperirea. Niciunde. Haideți să revenim. 1 Corinteni, capitolul 14. În capitolul 14, pe care l-am citit în această seară, de 7 ori se folosește cuvântul zidire. Zidire. Pentru că aici e vorba de două daruri care au apărut în Noul Testament. Darul prorociei, în manieră particulară, și darul vorbirii în limbi. Aceste două daruri sunt singurele care sunt pentru toți credincioșii și sunt singurele daruri care sunt pentru zidire. Ele nu aduc descoperire, cu excepția limbilor, dacă sunt tălmăcite. Dar dacă eu vorbesc în limbi, eu mă zidesc pe mine însumi. De aceea este bine ca noi toți să vorbim în limbi, să ne zidim și să nu mai fim creștini leșinați, creștini abandonați, creștini fără putere. Darul prorociei are trei scopuri. Fraților, nu este să reveleze Scriptura, ci este să zidească. Mai e nevoie astăzi de zidire. Să sfătuiască, mai e nevoie astăzi de sfătuire. Și să îmbărbăteze. Citiți 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Pentru că noi încurcăm aceste două daruri, așteptăm ca darul de prorocie să aibă valoarea și intensitatea în lucrare și volumul lucrării ca și slujba. Fără să facem deosebirea că între slujba de proroc, unde se manifestă multe daruri, și imediat vom avea argumente biblice, și între darul prorociei, unde există un singur dar, slujba e permanentă. Uitați-vă la slujba de proroc din Vechiul Testament, n-a fost astăzi da, mâine nu. Ilie, Elisee, Eremia, Isaia, Ezechiel, Daniel și toți ceilalți, Moise, cum te-ai dus la el, a spus, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Darul de proroc în Noul Testament, darul prorociei, nu poți să te ridici când vine cineva la tine sau îți dă un telefon să spui așa vorbește Domnul. Că dacă Duhul Sfânt nu te inspiră, Doamne ferește să spui așa vorbește Domnul. Având în vedere scopul prorociei, niciodată vorbirea în limbi personală pentru zidire sufletească și prorocia ca dar nu conține 1. Amenințări, critici, acuzații, defăimări, niciodată darul prorociei și tălmăcirea din limbi, niciodată nu va conține critică, niciodată nu va conține acuzații, niciodată nu va conține defăimare, niciodată, pentru că scopul e zidire, sfătuire și mângâiere. Cum să-l zidesc eu pe omul ăsta dacă îl defaim? Și spun, așa vorbește Domnul, mâine vei rămâne văduv. Așa vorbește Domnul, mâine ți-a un copil. Interesantă zidire. Dumnezeul Bibliei nu zidește pe nimeni așa. Asta nu înseamnă că nu există o astfel de vorbire de la Domnul, dar nu e darul prorociei. Și nici nu e tălmăcire din limbi, pentru că aceste două daruri au alt scop, fraților. Darul prorociei are scop între ei, zidire, sfătuire și mângâiere, iar vorbirea în limbi netălmăcită zidește pe cel ce o practică, iar dacă e tălmăcită, spune tainele care le-a spus lui Dumnezeu. Descoperirile de taine prezente sau viitoare, trecute, nu se fac prin darul prorociei. Noi folosim cuvântul prorocie în două accepțiuni și vom reveni imediat la aceste accepțiuni. Probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți chiar acum încurcați, dar vă rog să aveți răbdare și să fiți foarte, foarte, foarte atenți. Descoperirea trecutului și a prezentului se face prin darul cunoștinței și prin darul deosebirii duhurilor. Încă o dată, descoperirea trecutului și a prezentului se face prin două daruri. Darul cunoștinței și darul deosebirii duhurilor. Descoperirea viitorului și a prezentului se face prin două daruri. Darul înțelepciunii și deosebirii duhurilor. Atunci când cineva
ne descopere din trecut. Nu e darul prorociei, noi le numim pe toate darul prorociei, dar e darul cunoștinței. Pentru că scopul prorociei nu este să aducă lucruri din trecut. Scopul darului prorociei e zidire, sfătuire și mângâiere. Dacă vine un dar care descopere un lucru pe care cineva l-a făcut și Dumnezeu îl dă pe față, ăla e darul cunoștinței. Pentru că asta înseamnă darul cunoștinței. Să spună ceva ce s-a întâmplat în trecut. Dacă e o descoperire unde se spune așa vorbește Domnul, mâine sau poimâine sau poimâine, noi măcar că îl numim darul prorociei, nu-i darul prorociei, pentru că darul prorociei înseamnă 1 Corinteni 14:3, zidire, sfătuire și mângâiere. Ăsta e darul cuvântului despre înțelepciune. Haideți să privim mai departe în cuvântul Domnului, frați și surori, cu răbdare, cu responsabilitate și cu dorința să ținem mai mult la cuvântul Domnului decât la neapărat ce știm noi. Toate aceste manifestări carismatice, de la carismata, 1 Corinteni 12, carismata, noi le numim simplu, dar general, prorocie. Dacă e dar de cunoștință, noi îl numim prorocie. Dacă e dar de înțelepciune, noi îl numim prorocie. Dacă e dar de deosebire a duhurilor, noi îl numim prorocie. Noi pe toate le numim prorocie. Pentru că acesta este limbajul nostru. Dar privind în cuvântul Domnului, scopul darului cunoștinței este să descopere lucruri din trecut, până în prezent. Scopul darului înțelepciunii și al deosebirii duhurilor este să deosebească din prezent în viitor. Scopul darului prorociei, este să aducă zidire, sfătuire și mângâiere. Zidire, sfătuire și mângâiere. De aceea se miră unii că vine un frate sau o soră, un credincios, și spune, așa vorbește Domnul, și n-aduce nicio descoperire, nici din trecut, nici în viitor, și spune, asta nu-i de la Domnul. Dar te-a zidit? Ai simțit că te unge? Ai simțit că te cercetează Domnul? Ai plecat de acolo ridicat, nu căzut la pământ cum ai venit? Ai simțit că nu mai ți-e frică de nimeni și de nimic? Două cuvinte s-au rostit, dar au fost suficiente. N-a fost o descoperire care să-ți descopere taine, că scopul darului prorociei nu este să-ți descopere nici viitorul, nici trecutul, și e zidire, sfătuire și mângâiere. Oamenii ai lui Dumnezeu, înțelegeți Evanghelia! Nu încurcați lucrurile, pentru că niciodată încurcându-le nu vom ajunge la bine. Exemplu de diferență între darul prorociei și slujba de proroc. Haideți să luăm un exemplu clar. Vă rog să aveți scripturile în mână la 1 Corinteni, capitolul 14. Citim versetul 3. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și acum citim versetele 24 și 25. Dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau unul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Atenție! Tainele inimii lui sunt descoperite. O, frate Luigi, dar ai spus că prorocia nu e descoperire. Tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu e mijlocul vostru. Iată, dar că și Pavel spune că prorocia e descoperire. Cum tu, predicatorule, spui că nu e? Citim versetul următor. Ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, atenție, acum Pavel explică. Dacă unul are o cântare, cântarea nu-i prorocie, nu? Altul are o învățătură, învățătura nu-i prorocie, nu? Altul are o descoperire, descoperirea nu-i prorocie, nu? Altul are o vorbă în altă limbă, altul are o tălmăcire. Toate să se facă spre zidire sufletească. Descoperirea descoperă. Darul prorociei este zidire, sfătuire și mângâiere. Oamenii ai lui Dumnezeu, ni se întâmplă că mergem la rugăciune și o femeie sau un bărbat foarte simplu, poate bătrân sau tânăr, are niște cuvinte de la Dumnezeu, dar nu-i neapărat necesar în timpul rugăciunii. Nu-i neapărat necesar însoțită de vorbirea în limbi. Poate fi prin predică, cum vom vedea mai târziu, poate fi în multe feluri. Dar sunt cuvintele acelea care ți se lipesc de suflet și spui, mi-ajunge! Te ridici și un an de zile ești ca și Gedeon. Te-a zidit Duhul Sfânt. Nu e o descoperire din trecut. Nu e o descoperire în viitor. Nu e vorba de un cuvânt de descoperire care să nu-l știe nimeni. Ceva extraordinar. Așa vorbește Domnul azi noapte. Uite ce ai făcut.
Wow! Ăsta e darul cunoștinței. Mâine, uite ce ți se va întâmpla! E darul înțelepciunii, frați și surori. Lucrarea asta e de rătăcire, e deosebirea duhurilor, dar darul de prorocie e zidire, sfătuire și mângâiere. Nu ne va permite niciodată Biblia, niciodată nu ne va permite Biblia să înțelegem altfel. Forme de manifestare a prorociei. Darul prorociei se poate manifesta în multe împrejurări. În timpul rugăciunii se manifestă cel mai des, pentru că atunci sensibilitatea spirituală, predispoziția spre relație spirituală cu Dumnezeu e cea mai adâncă. În timpul predicii, când părți din predică pot fi elemente de prorocie. Dar asta nu înseamnă că predica e prorocie. În afara rugăciunii sau a predicii poate avea loc un mesaj pentru zidire, sfătuire și mângâiere. După vorbirea în limbi sau înainte de vorbirea în limbi, fără ca ce se spune ca și manifestarea darului prorociei să aibă legătură cu vorbirea în limbi. Nu, nu e vorba de tălmăcire. Cu ocazia unui sfat frățesc. Pur și simplu când se adună frații la oaltă, Dumnezeu poate să vorbească prin cineva și să zidească, să sfătuiască și să mângâie, fără să descopere. Noi le numim pe toate prorocie, dar în mod particular, în mod concret, nu general, ci în mod concret, în mod specific. Darul prorociei, specific nou testamental, are trei scopuri: zidire, sfătuire și mângâiere. În discuție personală, poate un părinte, în timp ce îi vorbește copilului sau în timp ce îi vorbește soției, sau poate un alt frate către un alt frate în timp ce îl consolează, poate trece printr-un necaz, printr-o boală, printr-o amărăciune. Spui 3-4 cuvinte, nici nu știi ce spui și dintr-o dată pleacă omul ăla. Câți dintre noi nu putem să spunem: Doamne, am avut o problemă în viață și m-am întâlnit cu un om. Doamne, mi-a spus ăla 3 cuvinte, gata am fost. A lucrat Dumnezeu pentru zidirea, pentru sfătuirea și pentru mângâierea mea, fără să-mi descopere lucruri extraordinare din trecut sau din viitor, ci scopul darului prorociei este ca în prezent să te zidească. Dumnezeu are în vedere zidirea bisericii lui. De aceea cele două daruri, vorbirea în limbi netălmăcită și darul prorociei, prin excelență sunt daruri de zidire sufletească. Ele nu prevestesc, ele nu se implică în conducere. Nu, nu, nu! Numai Tudoron din Efesem 4, slujba de proroc se implică în conducere. Ilie s-a implicat în conducere, Elisei s-a implicat în conducere, Eremia s-a implicat în conducere. Dar vom vedea puțin mai târziu prorocia lui Ana și a Elisabetei și dacă vom mai avea timp și pe altele. Hai să privim, fraților, în al șaselea rând sau în al patrulea rând în această seară, evaluarea prorociei. Noi ne permitem să evaluăm prorocia, să judecăm prorocia, nu pentru că suntem baptiști, nu pentru că suntem necredincioși, nu pentru că suntem atei, nu pentru că n-avem Duhul Sfânt, nu, nu, nu. Noi ne permitem să judecăm prorocia pentru că nu ne permitem să n-o judecăm. Încă o dată, noi ne permitem să o judecăm pentru că nici nu ne permitem să n-o judecăm. De ce? În primul rând, noi știm din Biblie că există 3 surse de inspirație: Dumnezeu, și scopul este cunoașterea pentru Dumnezeu și zidirea credincioșilor. Citiți, vă rog, Ieremia 1:5. Încă din pântecele mamei tale, încă să te fi născut, eu te făcusem proroc al neamurilor. Și citiți și 1 Samuel 3:20. 2. A doua sursă e firea pământească. Scopul e înălțarea, scopul e faima, scopul e mândria, scopul e manipularea altora. Deuteronom 18:20, puteți să citiți. Dar dacă prorocul acela din îndrăzneală vorbește, ce să-i faci la prorocul acela? Să-i spui: frate, te rog frumos, nu mai proroci prostii. Spune: omoară-l. Poftim? Ai înțeles bine, omoară-l. În Deuteronom, atât de aspru a fost Dumnezeu cu cei ce proroceau din fire, încât pedeapsa pentru o prorocie care nu vine de la Dumnezeu era moartea. Pentru curvie și pentru prorocie falsă trebuia să mori. Moarte fizică, efectiv. A treia sursă care inspiră e diavolul. Scopul este pervertirea lucrării lui Dumnezeu și imitarea lucrării lui Dumnezeu și înșelarea. Puteți să citiți în Împărat 22, versetele 21 și 22. Domnul Iisus, în al doilea motiv pentru care judecăm prorocia, o evaluăm, o cântărim,
Domnul Iisus ne-a poruncit să cercetăm toate prorociile, fără să încercăm să jignim pe proroc sau să insinuăm ceva despre proroc. Adică noi nu cercetăm prorocul pentru că, spunem, nu prea avem încredere în matale. De-aia te cercetăm. Nu! Eu nu-mi pot permite să am atâta, ca și păstor, nu-mi pot permite să am atâta încredere într-un proroc încât să nu cercetez prorocia. Nu! Pentru că Petru are un cuvânt de descoperire și peste un pic de timp Domnul Iisus îi spune: înapoi a mea, Satană. Și ăsta a fost ucenicul lui Hristos, care a scris câteva cărți și care l-a cunoscut pe Hristos. Orice prorocie trebuie cântărită, dar nu de pe o poziție de superioritate. Nu ca niște șefi care ne uităm noi la prorocia lui Dumnezeu și râdem de fras și îi batjocorim că acum eu sunt păstor, veniți la mine mă să vă cântăresc. Scumpii mei, nu înțelegeți așa firește. Orice prorocie trebuie cântărită cu o atitudine de responsabilitate și în cunoștință de cauză și imediat vom ajunge acolo. Noi nu judecăm prorocul, ci prorocia. Cine judecă prorocul se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Pe prorocul nu singur are dreptul să-l judece stăpânul. Noi nu judecăm învățătorul, judecăm învățătura. Pe învățător nimeni n-are dreptul să-l judece decât stăpânul lui. Dar învățătura o judecăm. În sensul că o evaluăm, vrem să vedem dacă e adevărată. Iar dacă nu e adevărată, prorocia sau învățătura, afară. Dacă avem dovezi evidente, îl oprim să slujească sau mai grav îi retragem calitatea de membru din biserica locală. Însă dincolo de asta Dumnezeu îl judecă. Noi îl oprim să mai aducă venin. Noi îl oprim să mai afecteze negativ biserica. În Vechiul Testament prorocul mincinos trebuia omorât. Cine poate judeca o prorocie, că vorbim de judecată? 1. În primul rând o prorocie trebuie să o judece un alt proroc. 1 Corinteni 14 cu 29. Cât despre proroci să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Frați și surori, cine știe să judece o prorocie mai bine decât un proroc? Cine știe să judece o predică mai bine decât un predicator? Cine știe să judece o cântare mai bine decât un dirijor? Cine știe să judece cum a reparat fratele X un motor la mașină decât un alt mecanic? Cine știe să judece cum a făcut doctorul X operația decât doctorul Y? Pentru că e specialitatea lui. Păi noi chemăm pe strungar să judece pe ăla care face pâine, dacă a făcut-o suficient de mare. Bă, mă, oameni buni, sunt două domenii diferite. Să uită bietul brutar sau bietul strungar și zice: îmi pare rău, eu nu lucrez cu cocă, nu lucrez cu făină, nu lucrez cu drojdie. Mie dați-mi o bucată de material, dați-mi un strung, dați-mi un plan și vă fac piesa. Marea noastră problemă este că imediat toți sărim să judecăm. Toți suntem specialiști la prorocie și toți suntem specialiști la învățătură. Extraordinar! Extraordinar! Cunoaștem Biblia din scoarță în scoarță și nimeni nu știe să judece mai bine decât noi. În al doilea rând, dacă în biserică avem o prorocie și nu este un alt proroc să o judece, în al doilea rând, trebuie să o judece cineva care are darul deosebirii duhurilor. Pentru că darul deosebirii duhurilor, tocmai pentru asta a fost dat, să cântărească sursa spirituală a manifestării spirituale. Dacă nu avem niciun dar de deosebire a duhurilor, atunci, în al treilea rând, cel care judecă trebuie să fie liderii spirituali, căpeteniile duhovnicești ale bisericii. Cei care au responsabilitatea bisericii. Într-un fel judești când n-ai responsabilitatea și nu-ți pasă, spui trei vorbe și te duci și mai vii peste 5 săptămâni pe aici, și altfel judeci când ești responsabil. Într-un fel judec eu când e vorba de copilul dumitale și nu prea mă interesează, și într-un alt fel judec când e vorba de copilul meu, că eu sunt responsabil de copilul meu, mai mult decât sunt de al dumitale. În al patrulea rând, dacă aceste trei forme de autoritate nu sunt să judece, atunci toți credincioșii născuți din nou și plini de Duhul Sfânt sunt chemați să se implice în evaluare. Filtrul de judecată, de evaluare a unei prorocii nu este prezența sau absența minunilor. Frați și surori, încă o dată, filtrul de evaluare, de cântărire a unei prorocii nu e prezența supranaturalului și nici absența lui. Nu, nu, nu. Ci dimpotrivă, metodele de cântărire, de evaluare sunt următoarele. Dar una nu e în stare să evalueze, ci trebuie toate ca un pachet să le punem ca mai multe lupe prin care ne uităm, mai multe microscopuri. 1.
Orice prorocie, orice descoperire, și acum numai, acum vorbim de prorocia ca și accepțiune generală, adică cum îl folosim noi astăzi în biserică. Când spunem prorocie, înțelegem aproape orice manifestare de descoperire, nu numai zidire, sfătuire și mânghiere. Acum numai, am trecut de la prorocia strictă, zidire, sfătuire și mânghiere, la accepțiunea generală, cum o folosim noi, adică toate darurile de inspirație la grămadă numite prorocie. Ei bine, primul lucru la care trebuie să ne uităm când e o vorba de o descoperire, trebuie să ne uităm dacă e în concordanță cu Biblia. Pentru că Duhul Sfânt care a dat Biblia nu poate să uite ce a scris în Biblie și acum să spună altceva. Frați și surori, sunt oameni care au avut din partea Domnului și nu putem să știm dacă a fost adevărat sau nu. Dar nu avem niciun motiv să credem că nu a fost adevărat. Oameni care au avut din partea Domnului un vis, o vedenie sau o descoperire și i s-a spus așa: tu să nu mai iei medicamente, că eu te vindec. Și omul crede cuvântul Domnului și nu mai ia medicamente. Și în loc să-i meargă mai rău, dintr-o dată se face sănătos. Marea greșeală a acestui om e că se duce în adunare și spune: o, frați și surori, nu mai luați medicamente! Toți ceilalți care nu mai au medicamente vor muri. Pentru că atunci când Domnul vorbește unui om, nu-i valabil pentru 10. Iar când vorbește pentru 10, nu-i valabil pentru 20. Frați și surori, orice descoperire e adresată unui număr de oameni. Când Dumnezeu o adresează la toată biserica, atunci poți să ai credință că Dumnezeu se va ține de cuvânt. Dar eu nu am dreptul să fac dintr-o prorocie personală, adresată mie pentru că sunt eu într-o situație specifică, să o iau acum și să o extind la toți frații ca Scriptura. Nu, nu, nu! Aia e valabilă doar pentru mine, doar în situația în care sunt eu. Însă mulți oameni iau experiența lor și o pun între experiențele Bibliei. Și asta nu este permis pentru niciun om care se teme de Domnul. În primul rând, o descoperire trebuie să fie în acord cu Biblia. Citiți 2 Timotei 3 cu 16, Galateni 1 cu 8 și o mulțime de alte texte biblice. În al doilea rând, o descoperire trebuie să aibă un caracter moral al prorocului. Ce înseamnă asta? Omul care este folosit de Domnul trebuie să aibă caracter. Caracterul moral al celui care e folosit spune dacă prorocia e de la Dumnezeu sau de la cel care îl conduce pe el. O persoană care vine să ne descopere nouă că e bine să ne pocăim și el nu s-a pocăit, frați și surori. O persoană care vine să ne spună nouă cum să trăim în familie și el are iad în familie, frați și surori, hai să fim serioși. Unul care vine nouă să ne spună cum să ne creștem copiii, timp în care ai lui, sunt toți în lume. Frați și surori, hai să fim serioși. Caracterul moral al prorocului este fundamental. Hristos spune: după roadă îi veți cunoaște. Uitați-vă la roada lor, uitați-vă la caracterul lor, uitați-vă la comportamentul lor. Nu ia Dumnezeu toți falimentarii să le dea mesajul sfânt și să vină în biserica Domnului să ne sperie, să vină în biserica Domnului și să scoată sabia, să taie gâtul la toți. În al treilea rând, o a treia metodă e împlinirea prorociei. Dacă o prorocie nu se împlinește, Deuteronom 18, 20-22, nu poate fi de la Domnul. Însă aici trebuie să avem grijă. Sunt și prorocii care nu întotdeauna se împlinesc într-o lună. Domnul a prorocit cu 2000 de ani în urmă că vine și n-a venit. Asta înseamnă că nu e adevărată prorocia? Nu. Observați că sunt și prorocii, să aveți grijă, frați și surori. Să nu vă grăbiți. Să fiți oameni cu discernământ. Să aveți grijă când vorbiți despre lucrările lui Dumnezeu, dar în același timp să aveți responsabilitatea să le cântăriți. În al patrulea rând, prorocia nu trebuie inițiată de împrejurări, ci trebuie inițiată de Duhul Sfânt. Ce vreau să spun? Prorocii trebuie să prorocească când le dă Duhul Sfânt, nu când le cer oamenii. Oamenii ai lui Dumnezeu, eu dacă am darul de proroc și mă sună fratele că e într-un necaz și spune: omule, am nevoie de o călăuzire, ce spune Domnul? Atunci eu, ca să-mi păstrez imaginea de proroc și să nu zică fratele: bă, ăla nu-i mai vorbește Domnul, l-am întrebat și mi-a zis că nu știe. Atunci eu mă pun pe genunchi, mi se pare că văd, mi se pare că aud și îi spun ceva. Sau știu eu cam ce probleme are și omul, și amalizez eu acolo. Oamenii ai lui Dumnezeu, eu nu pot
să am mesaje din partea Domnului la inițiativa mea. Eu, dacă Dumnezeu îmi spune, vă spun, dacă nu, această guriță va fi închisă fără să zică nici măcar a. Pentru că mare va fi judecata asupra berbecilor. Așa spune cuvântul Domnului, voi începe judecata casei Domnului cu berbecii. Nu cu oile, nu cu oițele, nu cu mielușei, ci cu cei mari, puternici, slujitorii, cu cei care au fost plini de Duhul Domnului, cu un Moise care a văzut fața mea. Apoi, sunt tot felul de proroși, frați și surori, care în biserică 10 ani nu spun nimic. Dar dacă te duci cu el într-o casă să te pui la rugăciune, dintr-o dată ies prorocii pentru toți cei din casă. Bă, oameni buni, lăsați-o încolo de treabă. Aici nu-i ceva curat. Aici, în casa lui Dumnezeu, vorbește Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă ne strângem într-o casă la rugăciune, Dumnezeu nu mai vorbește. Dar cum se face că aici nu vorbește nimeni, iar dacă ne strângem într-o casă, vorbește toată lumea la toată lumea? Dumneavoastră, nu vi se pare ceva ciudat? Când sunt în biserică, nu mi se dă niciun cuvânt de predică. Dar dacă ne întâlnim în parcare, să te ții, frate Petru, că acolo îți predic. Ceva nu e în regulă aici. De ce mi-e frică să prorocesc în biserică? De ce nu dau drumul la cuvântul Domnului? De cine mi-e frică? Păi Dumnezeu e protecția mea! Dacă Domnul îmi spune, spune acest cuvânt, îl spun! 6 miliarde de oameni să fie împotriva mea, Dumnezeu mă va proteja! Dar dacă Dumnezeu nu îmi spune, spune, cum să spun? Că știu că sunt aici 5-6 păstori și ăștia îmi spun, ia vină cu acest să stăm un pic de vorbă. Și atunci nu spun și mă întâlnesc cu 3, 4, 5, știu eu de care, pe nu știu unde și încep să spun. Pentru toți am câte ceva. Repet, frați și surori, eu nu defaim acum o lucrare făcută undeva. Vreau numai să spun că aici deloc și acolo de tot, mie personal îmi dă de gândit. Apoi confirmarea Duhului meu. Măcar că lucrul acesta nu e literă de lege, ci este subiectiv, totuși are importanță. Romani 8:16. Dacă Domnul îmi vorbește mie, nu se poate ca eu să nu simt că e de la Domnul. Când Domnul îți vorbește și tu simți. N-ați observat că deseori ai așa o atitudine de împotrivire, de repulsie și nu se lipește deloc, iar altă dată te prăbușești la pământ. Și Duhul nostru confirmă sau infirmă ceea ce se spune. Și în ultimul rând, dar asta trebuie neapărat, frați și surori, este vorba despre glorificarea Domnului Iisus Hristos. Orice descoperire. Nu trebuie să înalțe prorocul, nu trebuie să înalțe păstorul. Așa vorbește Domnul către tine, cel care conduci poporul. N-a mai fost nimeni ca tine până acum. Te va folosi Domnul să faci semne și minuni. Ești un om extraordinar. Bine că ai venit aici. Oprește-te, frate. Ce vrei? Vrei să cânți o cântare? Vrei să-ți fac o colectă? Ce vrei să-ți fac? Oamenii lui Dumnezeu, prorocia nu mă glorifică pe mine. Ce sunt eu, o mâniță de țărână, că m-a ales biserica pentru 3 ani să fiu responsabil de activitatea spirituală? Ce sunt eu? Eu trebuie să fiu glorificat? Comitetul trebuie să fie glorificat? Nu! Cel care trebuie să fie glorificat este Hristos! Mărit să fie numele Domnului! Orice descoperire a Duhului Sfânt îl înalță pe Hristos, pentru că așa a spus Hristos. Când va veni Duhul Sfânt, va lua din ce al meu și mă va proslăvi pe mine. Nu mă va proslăvi când pe mine, când pe dumneata. O să încheiem acum aici, frați și surori, pentru că, deși acest subiect este un subiect vast, prin natura Bisericii Pentecostale este un subiect frământat. Trebuie acum să ne oprim și în încheiere vreau să vă spun un lucru. Scumpi frați și surori, poate că Dumnezeu nu-mi va face mie chemarea să primesc slujba de proroc și prin mine să se manifeste cel puțin 2-3 daruri în același timp și să fac minuni mari, măcar că mă rog lui Dumnezeu mereu să-mi dea harul acesta. Dar cu siguranță Dumnezeu îmi va da darul de a spune cuvinte inspirate pentru zidire, sfătuire și mângâiere. O dată în viață, de 2 ori în viață sau de mai multe ori în viață. Și când va veni un amărât, un nenorocit, un întristat, va veni un om care nu mai are nicio direcție și e dezamăgit, Domnul îmi dă câteva propoziții și îi le spun. Și a fost vindecare pentru el. Frați și surori, pentru asta trebuie să ne rugăm cu toții. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Nu toți suntem chemați la slujba de proroc
unde sunt așezate cel puțin două, trei daruri supranaturale, unde se dă direcție, unde se dă conducere, unde se fac minuni. Dar toți suntem chemați să avem manifestarea vorbirii în limbi pentru ca să ne zidim pe noi și să avem cuvinte de inspirație pentru popor, ca să zidim, să sfătuim și să mângâiem. Astea sunt două daruri care zidesc. Astea nu descoperă, dar asta zidesc. Uitați-vă la popor. Unul i-a amărât că e bolnav, unul i-a amărât că are nevasta în țară, unul i-a amărât pentru că, unul i-a amărât pentru că. E nevoie de zidire, e nevoie de sfătuire, e nevoie de mângâiere, e nevoie de ridicare. Este nevoie. Fratele Luigi țipă aici 45 de minute, câteodată mai mult. Dar dacă nu e Duhul Sfânt acolo degeaba, e nevoie să vină peste viața ta mângâierea lui Dumnezeu. E nevoie să te ridici din problema pe care o ai. Ai nevoie de asta, să te duci prin problemele vieții. Împrejurări de boală, de necaz, de criză, de datorii, de faliment în business sau în altă parte. Dar să te ridice Dumnezeu. Când ești într-un necaz, să treci deasupra necazului. Să folosești necazul ca pe o scară pe care te urci mai mult și te apropii mai mult de Dumnezeu. Fii și fiicele voastre vor proroci. Ești chemat la asta. Să manifesti sub inspirația Duhului Sfânt cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de zidire, cuvinte de sfătuire pentru poporul ăsta. Și să nu te temi să le spui dacă Domnul spune să le spui. În această seară vreau să te întreb, nu crezi că a venit vremea ta și vremea mea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, atâtea lucruri greșite am știut despre Tine și despre cuvântul Tău. Atât de speriat și de fricos am fost. Dar în seara aceasta, Doamne, încă o dată mă arunc în brațele Tale și Te rog în numele Domnului, ajută-mă să mă sfințesc. Ajută-mă, Doamne, să-mi iau o pocăință absolută, curată, adâncă, Doamne, și pe fondul această viață de sfințenie. Doamne, folosește-mă și pe mine. Dă-mi măcar un dar, Duhule Sfânt. Este oportunitatea noastră, frați și surori, și este a copiilor noștri. E promisiunea lui Dumnezeu. Vă cer în această seară, fără niciun alt cuvânt, să ne oprim înaintea Domnului și să ne rugăm ca un singur om, pentru că e vorba de noi și de darul lui Dumnezeu. Ne ridicăm și împreună ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.